Așa am terminat prelucrările la șchiere. Trebuie să ajung doar acolo, pot să ajung și primar cu această specializare. Nu știu dacă luna martie e o lună bună să fie primar. Încerc să vă spun două, trei chestii. Eu sunt gojlist. Atunci valul nu era spre Cluj, cum este acum valul, ci valul era la Timișoara. Și înainte de 89, învățământul superior producea ingineri pe bandă și, bineînțeles, toată clasa pleca la inginerie la Timișoara. Am terminat prelucrări prin așchiere. Între timp am intrat și la matematică, fizică și 93 am terminat cele două facultăți. Se dăduse peste cap toată industria, s-a schimbat totul. Ajungem la ce spunea domnul Hatos legat de oportunități. Am lucrat un an de zile în învățământ. Era cu repartiții, nu aveai contacte bune, te trimiteau la școală ajutătoare. Am ajuns la școală ajutătoare de la Dileac. Sigur, între spațiile Banac și copiii care, vă dați seama, aveau o capacitate limitată, a fost o dezamăgire cruntă, salarizare proastă, atunci am făcut comerț. Am intrat și am deschis o firmă. Deci a fost o reorientare totală. Făceam lucruri destul de bun în zona respectivă, aleși Valea Grâșului, eram un comerciant în mai multe magazine, dar viciul meu a fost politica întotdeauna. Hobby-ul este atunci când pierzi timp, viciul este când pierzi timp și bani. Eu aveam un viciu care era politica. Și am făcut politică tot timpul, în condiții destul de dificile, dar a apărut din nou o oportunitate, partidul meu într-o alianță, 2005 a câștigat alegerile și aveam nevoie de un prefect de vigor, din nou un război cu coaliția de la vremea respectivă și din nou partidului meu îi revine acest post și pe mine mă votează prefect. De la această poziție administrativă, printr-o numire guvernamentală și politică, am ajuns din nou pe oportunitate, s-a spart coaliția de guvernare prin 2007, aveam nevoie de miniștri. Din nou s-a făcut un apel, am refuzat Ministerul Agriculturii pentru că premierul de atunci mi-a spus: dar nu trebuie să știi să cultivi porumb. Trebuie doar să rezolvi probleme, să știi management. Eu știam să cultiv porumb, pentru că fiind născut la țară, chiar știam asta, dar nu mă pricepeam la, plantele modificate genetic, la stăteam prost cu limba engleză, nici asta nu stau bine. Și atunci, vă dați seama, era penibil să te duci cu un post să te tragi de mirul lumea. Am refuzat, bine am și făcut și a apărut o altă oportunitate, secretar general al Guvernului. Și de pe această funcție, nelocuind în Oradea, bihorenii în general țin la localnici. Știți, deci, trebuie să fii născut acolo, o doză de asta. Știți, cei veniți nu sunt recunoscuți foarte ușor, dar totuși, într-o situație limită, am câștigat la lege. Și am ajuns primar. Cam asta este foarte pe scurt traseul. Deci dacă nu muncești serios, nu muncești temenic, nu ai cum să ai. E greu asta cu succesul, știți? Nu înseamnă că dacă muncești mult, garantat vei avea succes, dar sunt puține cazuri în care, fără succes, fără talent, să fii un om performant. Nu există prețul așa ceva. Și, sigur, acest talent, această muncă, trebuie lucrat într-o formulă de disciplină. Unul din lucrurile pe care le văd eu acum, părerea mea greșită, este ideea tinerilor de a face multitasking, știți? Dom'le, în timpul ăla și învață, dar mai trimit și vreo 3 SMS-uri, dar merge și, cum să vă spun, ceva instrument de muzică pe acolo. Asta vă face să aveți randamente scăzute și să nu performați. Trebuie totuși o concentrare pe ceea ce facem. Și dacă reușiți să vă concentrați, și o oră dacă învățați numai, dar să învățați temenii, poate să fie, știți, 3 ore de muncă de asta în care facem de toate și după aceea nu mai este nimic.